Da, fetelor, astăzi ne facem aici o mască de față din carbon. Da? O mască de față din carbon. Să vedem cum o să ne fie cu măscuța asta, că nu prea am folosit eu masca asta de ten. De obicei. Înțelegeți voi? Eu am o altă mască cu care obișnuiesc să mă dau. Vai, că o să murdăresc tot părul. Trebuia să-l prind cu o agrafă, nu? Și după aia o să ne facem niște masaje cu niște aparate. Păi, ceva miroase. Niște masaje. Ce faină, ui! Se întinde așa de fain masca asta pe ten. Asta îmi place mie la masca asta, că se întinde foarte. E foarte practică. Asta e bună și la bărbați și la femei. Este ca un noroi. Pentru ten. Aoleu. Așa. Pe lângă ochi se mai dă și pe lângă ochi? Eu dau peste tot să fie frumos tenul și finuț. Peste tot. Acum așteptăm să se usuce, nu? Cât o să stăm cu ea? Jumătate de oră? 20 de minute? Până se usucă bine, așa e? Pe lângă ochi trebuie să ai grijă. Nu se dă normal pe lângă ochi, dar face tenul frumos peste tot. Ce-mi place! Ce fain s-a făcut! Trebuie să mai iau masca asta! Îmi place cum se întinde! Ioi, stați așa că mama nu știe. Dacă mă duc la ea în cameră, să și spere. Stați să vedeți. Stați să vedeți ce râdeți. Așa, fetele, să vedeți. Să vedem, îi facem o surpriză la mama. Îi zice, mama, uite ce am pățit. Și o să zică, ce ai pățit? Mi se negri fața, mama, de la perucă. Sau de la botos. De nu știu, mi-am pus botos. Și toate astea. Înțelegeți voi? Stați așa. Stați așa, fetelor. Mergem la ea în cameră. Uite, mamă, ce-am pățit, mamă, că mi-am dat injecție.